Stilul vestimentar al lui Harry Styles. Uitându-mă la pozele lui, am observat două stiluri. Primul este acela de artist, unde o să observăm mai multe costume extravagante care ies foarte tare în evidență. Costumele de genul ăsta înflorate, cu brocart, chiar și cu pantaloni evazați, cum vedeți aici, sau uite cum e asta cu dragon pe picior și pe sacou, sau chiar și culoarele astea foarte țipătoare, apropo, albastru, ăsta e absolut superb și modelul e fain. Costumele de genul ăsta se poartă doar la evenimentele oficiale și în special când e pe scenă și cântă. Deși nu aș purta pantaloni evazați, costumul ăsta este absolut senzație. O amprentă personală este faptul că poartă pieptul foarte dezgolit, atât la maieu cât și la cămașă. Apropo, costumul ăsta denim este super fain. Aici observăm trei ținute clasice, elegante, în care arată foarte, foarte bine. Vă ziceam de amprentele personale, sunt trei pe care le-am observat. Pieptul foarte dezgolit, blugii destul de strâmți și cel mai fain lucru și care îmi place cel mai mult, stilul ăsta de cizme, absolut superbe. Îmi place foarte, foarte mult stilul lui, iar următorul video o să fie doar despre cizmele pe care le poartă. Nu știu, am văzut și eu, care e treaba cu rochea lui Harry Styles? Că, fiindcă m-ați întrebat mai mulți unde e rochea, nu știam despre ce roche vorbesc cu oamenii ăștia aici. Până m-am uitat și am văzut care e rochea. Bun, nu o să vă zic părerea mea, că nu cred că are rost, dar sunt foarte curios să aflu părerea voastră. Așa că vă rog, spuneți-mi voi ce părere aveți despre ea. Uitați-l pe Harry îmbrăcat în rochie. Nu știu ce ziceți, cum vi se pare, alta. Și acum hai să ne uităm la Harry îmbrăcat aici în costum, da, hai să nu punem chiar costum, că o să ziceți, bă, bun, te-și cu stilul clasic. Dar uitați aici, sau aici. Ce ziceți? Rochea? Harry în roche sau Harry îmbrăcat? Normal. Normal. Ce e normalitatea, m-ar întreba tinerii sub 18 ani. În fine, spuneți-mi părerea voastră, stare curios să aflu.